Porcii mistreți au dat iaman lanurile de porumb în mai multe localități din Vâlcea. Printre cei afectați se numără cetățenii din comunele Nicolae Bălcescu, Mihăiești, Stoilești, Grădiștea, Zătreni, Gheoroiu, însă doar 9 vâlceni vor fi despăgubiți de stat. Reprezentanții gărzii forestiere motivează că primarii nu au convocat comisiile de evaluare în termenul prevăzut de lege, iar cetățenii și-au amintit să ceară despăgubiri prea târziu. Din Nicolae Bălcescu, Zătreni, Grădiște, Stoilești, partea de jos. Acolo nu s-au recoltat? Ba da, s-a recoltat, dar degeaba. Acum este sezonul în care porumbul este dulce și chiar la contatările care le-am făcut am găsit hrană în pădure la 100-200 de metri distanță de cultură de porumb, hrană grămadă de porumb. Nu se atinge de aia, e pe porumb. Până când nu se întrez boabele la cultura de porumb, n-am ce să. Ne puteți spune câte dintre gemile au fost aprobate pentru despăgubiri? Păi, din totalul cererilor, până acum avem decât 9 aprobate, pentru că în restul nu s-au achitat nici cetățenii de obligațiile prevăzute în hotărârea de guvern 1679 și nici cu durere trebuie să spun că încă mai sunt primării care nu cunosc procedura pe hotărârea de guvern 1679. Adică, în grija primarului este convocarea comisiei în care trebuie să specifice data și ora când o convoacă. Ne trimite o adresă și ne spune că sunt pagube. Nu ne spună de când sunt pagubele, ne-am deplasat acolo și am văzut dacă pagubele erau de 10 zile sau de 15 zile data comiterii lor și în cazul ăsta nu se mai pot acorda despăgubiri pentru că hotărârea de guvern spune că trebuie în termen de 48 de ore să anunță. Cetățenii ce probleme au avut? Și-au plătit taxele? Nu. Unii din cetățeni nu au avut culturile înregistrate, unii nu au făcut solicitarea de convocare, deci n-au anunțat paguba în termenul stabilit de hotărârea de guvern, mai multe cauze. Primăria, într-adevăr, în 48 de ore trebuie să facă meze comisia, culturile care le au, de exemplu porumbul, în primul rând trebuie să le aibă declarate la Registrul Agricol de la primăria de care aparțin. Și toate acestea undeva se rupe procedura, nu se constată nereguli și atunci foarte puțini sunt despăgubiți. Probleme sunt în județ și din cauza urșilor care au omorât mai multe vaci și oi la stânele din Munții Căpățânii, pe raza localităților Vaideni și Horezu. De asemenea, în localitatea Vlădești a fost semnalată prezența lupilor. Până la ora aceasta am avut solicitări din partea 47 de primării pentru a le deplasa în comisia mixtă cu garda forestieră și cu mediu în evaluarea pagubelor produse de porci mistreți la culturile agricole, dintre care aici vreau să spun că au fost 32 de solicitări la porci mistreți, 13 la urs și 2 la lup. Ursul și lupul au fost pentru animale. Ursul și lupul în zona de munte. În zona de munte. Și spre Horezu și spre partea cealaltă, sunt nordul județului. Ursul a venit în pădure și a atacat animal din fermă. De preferință au atacat bovine. Da. Lupul a fost la oaie și ursul numai la bovine. Conform legii, constatarea pagubelor se face la cererea scrisă a persoanei păgubite. Cererea se depune în termen de 24 de ore de la data la care fermierul a descoperit paguba la sediul primăriei pe teritoriul căreia se află terenul. Primarul localității are obligația să convoace comisia de evaluare a pagubelor în termen de 24 de ore de la înregistrarea cererii.